Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru vineri 19 martie. Și acum hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, ultima zi în care soarele este integral în zodia peștilor. Mâine o să avem echinocțiul de primăvară, ziua în care noaptea și ziua sunt egale și soarele se mută oficial în zodia berbecului. O să avem o schimbare energetică și cu asta o să schimb și setul de cărți de tarot. Astăzi este ultima zi în care folosesc acest set de tarot, The Mystical Dream Tarot, tarotul viselor mistice. Și hai să vedem ce cărți ies pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, interesant. În primul rând, pe partea de dragoste avem Temperanța, arcana majoră, care în tarot reprezintă zodia săgetătorului și cartea care ne vorbește despre cumpătare, despre faptul că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor, nu neapărat atunci când am vrea noi, nu neapărat așa cum am vrea noi, dar aici acest înger al cumpătării veghează asupra noastră, ne protejează, are grijă ca în viața noastră să intre doar acele persoane care sunt benefice pentru noi și ne ajută să evoluăm spiritual și emoțional. Aici cu Temperanța e posibil să observați că săgetătorii din viața voastră sunt mai atrăgători astăzi. Dacă aveți un partener sau o parteneră în zodia săgetător, aceștia o să vă surprindă astăzi, o să-i vedeți într-o nouă lumină și o să vă readuceți aminte de ce ați fost atrași de această persoană de la început. Pentru cei singuri e posibil să apară un săgetător sau o săgetătoare în viața voastră sau dacă ați cunoscut deja o persoană în această zodie, să începeți astăzi o relație. Sub această energie de temperanță, de cumpătare, e important de reținut că lucrurile nu o să evolueze furtunos, o să se întâmple cu foarte mult calm, cu foarte multă stabilitate, dar cam așa ar trebui să arate în general relațiile mature, relațiile echilibrate. Per total, e o energie foarte frumoasă pe partea de dragoste. Dacă reușiți să vă mențineți temperamentul sub control, lucrurile poate să iasă aici foarte, foarte frumos. Pe partea de sănătate avem 5-ul de cupe, carte de pierderi, de regrete. Aici vă dați seama că ați făcut niște greșeli în trecut, fie că n-ați mers la medic la timp potrivit, fie că ați luat tratamente după ureche, nu v-ați îngrijit așa cum trebuia și acum trageți ponoasele. Suferiți din această cauză. Partea pozitivă din spatele acestei cărți e că nu e prea târziu. Încă puteți să faceți ceva ca să rectificați această problemă, ca să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Bineînțeles, dacă sunteți dispuși să învățați lecția, să nu repetați greșelile din trecut și să mergeți la medic, să consultați expertul, terapeutul care să vă ajute să rezolvați această problemă. Soluția este la îndemâna voastră, nu va fi ceva foarte complicat. Cred că aici e mai mult sperietura decât într-adevăr gravitatea problemei. Și e foarte important astăzi să aveți grijă la felul în care reacționați atunci când sunteți speriați, temători, când vă îngrijorați. Nu vă panicați, luați lucrurile cu calm, calculat, pentru că se poate rezolva această problemă. Nu e chiar atât de nasol cum pare, da? De obicei, atunci când aveți o criză, că e orice, că e criză de rinichi, de ficat, de orice ar fi, indiferent ce organ intern acum țipă la voi, urlă de durere, e nasol, vă speriați, vă îngrijorați, dar e important să vă mențineți calmul și să vă gândiți pozitiv la lucrurile pe care le puteți face în viitor ca să evitați reapariția unei asemenea probleme. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici o carte foarte frumoasă, Cavalerul de Bâte. O carte care ne vorbește despre ambiții, despre o energie foarte frumoasă care vă susține în evoluția voastră în carieră. Aici o să apară pentru parte dintre voi oportunități de creștere, oportunități de avansare în carieră. Și atunci când aceste oportunități apar în viața voastră, e important să le îmbrățișați, să
le acceptați, pentru că în acest mod puteți să demonstrați exact care este valoarea voastră, cât de buni sunteți pe domeniul vostru de activitate și mai devreme sau mai târziu, cu aceste responsabilități în plus, o să vină și răsplata materială și, foarte important, răsplata socială, pentru că o să fiți recunoscuți ca un expert în domeniu. Aici, cu acest cavaler de bâte, nimic nu este imposibil dacă vă doriți cu adevărat să obțineți acest lucru. Și acum hai să vedem și un mesaj de înțelepciune de la aceste carturi oracol pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem, mesajul pentru această zi este următorul. Sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să-mi lărgesc orizontul gândirii. Un mesaj foarte frumos care vine aici în perfectă concordanță cu această carte de cumpătare care reprezintă zodia săgetătorului și ce mesaj mai frumos poate să ne transmită un săgetător decât acela de lărgire a orizonturilor, de evoluție spirituală, energetică, mentală, emoțională în toate planurile existenței noastre. Stați cu ochii pe canal pentru că mâine, odată cu echinocțiul de primăvară, vă pregătesc și o surpriză, niște etalări suplimentare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!